La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Da, și după cum spuneam, a fost așa o experiență super, adică ca lumea rău de tot. Îmi place să fiu polițist și asta mi-am dorit dintotdeauna. Păi și pe viitor ce planuri ai? Să avansez în grad, să fiu chestor general din ăla, să fiu șeful la toți cu barberii. Vrei să de treabă? A, da. Și știu eu niște mafioși, dar nu pot să zic acum. Că nu știu sigur care e treaba, știi ce zic? Și aia o să fie captura mea cea mare. Păi dacă o să-i capturezi, îți dai seama că o să țină cont șeful. Pe asta zic, Cu cât te implici mai mult, cu atât o să avansezi mai mult. Oricum, îi prind eu pe aia, stai liniștit că am în creierul meu, uite aici și am capul ea. Pe toți știu cum arată și astea. Și îi prind și... Îi bag la pârnăieși, dar mulți ani așa ca să nu se întoarcă prea repede să mă omoare după aia, că eu știu pe ei. Păi trebuie să faci un plan dinainte. Păi asta e, dar mai aștept. Momentan mă obișnuiesc cu ideea că sunt polițist și îmi fac treaba bine și după aia îi capturez, îi rup, îi mamă. Și vreau să-l împuși și pe unul neapărat în cap. Faleu, și cât te-ai trezit dimineața? Mamă, ce m-a speriat! Să trăiți! Să trăiți! Mă refeream la mafiot, șeful, adică nu la oricine, un mafiot. Ți-am pus un mafiot? Da, dar nu acum, când voi fi eu cu experiență acum. Și de-alea. Adică eu, vă dați seama, vreau să fiu și eu acolo polițist pe mulți ani, așa, pe viață, cum ar veni, că îmi place rău de tot. Și că mai... Dar acum ați la început și e puțin mai complicat, nu e problemă. Oricum, șef, zic, are potențial. Am potențial din ăla mare de tot. Am încredere în el, îl văd așa hotărât. Exact. Da. Doamnește și succes. Succes, să trăiți, șef. La revedere. Vii cu mine? Am plecat. Da, spuneți. Ce s-a întâmplat? Să vorbim, mă, cum vină cu aici. Aoleu. Dar ce-a făcut șeful? Să știți că n-am făcut nimic, adică eu chiar vreau să-mi fac treaba și să-mi văd să fie totul bine și astea. Deci, data trecută unde ai comportat exemplar față de cum ar trebui să comporte un agent? Adică? Adică ai început să înjuri, să urli, să faci ca toate alea pe acolo. Nu se face așa. Doar că încerc să mă impun, vă dați seama, ca să am și eu un nume în orașul ăsta. Fără să înjuri. Păi nu mai înjur, gata, mă las. Hai, mergi cu mine și o să vezi parcurs. Da, haideți. Și conduc eu. Conduceți dumneavoastră. Tot polul din ăsta? E frumos că trage. De ce vrei să mergi cu Duster-ul? Nu, și Duster-ul e frumos, că e mai mare și e mai impunător, dar... Merge cu Duster-ul dacă vrei. Nu, cu ce vreți dumneavoastră, eu n-am pretenții, vă dați seama, eu sunt doar aici ochi și urechi. Și gură. Și corp. Și suflet pentru poliția română, bineînțeles. Treceam hai atunci, merge cu Duster-ul, hai pe aici. Bine, cu Duster-ul atunci. Trecea fanfara militar, adică polițistă, în suflet cu un dictator, adică fără dictator, că a murit, dă-l morții lui să moară, Ceaușescu. L-ați prins pe Ceaușescu, șef. Cum, de picior l-am prins? Nu, dacă trăiați atunci, dacă erați dumneavoastră polițist, că trăiați, că sunteți bătrân, rău de tot. Dar mă refer dacă... Sunt erați... bătrân? Nu, adică sunteți mai în vârstă ca mine, aveți o vârstă frumoasă și vârsta e decât un număr, până la urmă. Te las aici dacă... Nu. L-ați prins pe Ceaușescu? Nu l-am prins. Nu? Adică l-am prins, dar nu l-am văzut. Dar nu l-am erați văzut. Polițist? Sau ce? Nu l-am văzut oricum, nu eram nici atunci. Mă gândeam că na.
E da, stărul ăsta, să știți că parcă e așa, fiind mai mare, civilii cu barbei se uită așa mai cu respect. Eu când merg cu aia mica mea, face lumea mișto de mine la semafor la astea, că iau-te-l pe ăla cu scuterul. Păi aia mica ta, da, corecta, e mult prea... Sau iau-te-l pe ăla cu trocariciu. Am mai auzit. Da, urât oricum, sincer. Pe mine mă deranjează. Chiar mă deranjează. Așa că na. Bine, nu mă deranjează. Zile dacă te deranjează. Eu le zic, vă dați seama că... Le-am zis, dar ce să mă... Le bați obrazul ăsta, băi, urât. Le dau cu pulanul, cam pulanul, adică tonfă. Cum adică îi bați? Nu, le bat obrazul. Cum le dau? Le bați obrazul. Cu tonfa. Ia uite pe... Alo! Ei, mă urla, a zis să-mi urlă mă astăzi. Ca să audă că avem geamurile închise, șef. Că merea că sare în fața noastră și vă făceați de la... Să continuați plasarea. Continuați deplasarea! Nu, mai, dă-i la încoace. Mă iertați. Nu urlăm și ne comportăm frumos, dar nu urlăm nici pe rampa. Nici pe rampă, nici pe... Ei, nu urlăm. Fără rampă. Mergem pe aici momentan să vedem despre ce e vorba până... Vă dați seama, eu dacă urlu, eu nu-mi dau seama, așa vorbesc mai tare. Dar eu sunt foarte entuziasmat și de-aia nu pot să-mi dau seama când vorbesc mai tare, mai încet. Care? Unde ești? Poliția? Nu e nimeni. Am înțeles. Și de asta. Așa e prima dată, e cu entuziasm, așa da, erau, dar erau nu, toți. Eu așa o să fiu mereu. Mare entuziasmat, vă dați seama că îmi place mult la tot. Ia uite, parcare ilegală. Ce dracu, s-a stricat, e... Da. Ok, e liniște pe aici. Dacă e liniște pe aici, mergem în partea asta, nisipoasa și stâmburenică, pe acolo da, e mai... Acolo, da. Uitați, ei, pe stânga ai văzut niște mafioți. Unde? Am trecut, acum nu mai contează. Păi ne toacem, zi, unde? Nu, e unii pe care știu eu, dar încă investighez. Aici unde e prelata asta verde, casa așa, stânga. Aici? Stânga. Și da, clubul, e clubul lor, vrei. Da? Da. Dar nu știu, încă vă zic că eu investighez și fac un plan bun. O să investigăm și noi atunci. Da. Dar nu investigați, lăsați-mă pe mine ca să... Că ei mă știe pe mine, că eu am mai făcut treabă pentru... Adică ei mă știe... Nimic. Ei te știu pe tine? Nu. Mă refeream la oamenii din oraș, că mă știe pe mine. Nu la mafia. Nu la ei? Nu, n-am nicio treabă. Păi și tu de unde știi pe ei? Îi știu așa, că i-am mai văzut pe stradă. Și de unde știi că-s mafioți? Am văzut eu că se comportă ca în filme. Înseamnă că e vrăjeală. Da, cine știe. Pe tocmai de asta zic că investighez, poate îmi dau seama. Ce mașină frumoasă avea, l-ați văzut șeful? Unde? Am trecut de el la semafor. N-am văzut. Era roșie, era Mercedes. Sau de pe la fără cască. Fără cască! E recomandată cască, nu obligatorie. E obligatorie? Șeful e obligatorie? E obligatorie? Eu așa știam, sau poate nu. Da, dă-i dracului de aici, de organ. Mă înșel eu, șeful, aveți dreptate. Dă-i încolo, de... Donatori. Exact, geamuri fumurii pe față. Eu acum am ochiul format, ca idee. Păi zi-mi unde e, dacă e, păi că poate n-am văzut eu. Păi a trecut, era pe sensul opus. Na, mașina hai că mergem în nisipoasa acum. Mergem. Da, ce zi minunată, ia uite-l pe colegul. Salut, colegul! Aoleo! L-am salut, ca să mă audă, că să știi. Mă, ce ți-am zis să lăși aia jos? Mă iertați. Să nu urli pe ea. Mă iertați, dar n-am urlat, eu v-am spus, sunt entuziasmați atât și de-aia. Păi salută-l pe stație dacă vrei, nu saluta așa. Da, am uitat, dar chiar sunt deschis stația, mă scuzați.
Salut, colegii! Vă salut! Mai bine, colegul! Salut, salut! Te pup! Nu-l pupa pe stație, că aude și știți pe ceratul. Mi-am efectuat ne comportăm exemplar și pe mașina, stație. Toată, da. Stație aude și... 75 lăvâi. Lăvâi, a zis ceva lăvâi. Pe stație aude și dispeceratul. Da, da. Deci vorbim numai noi așa de cum nu-i jurăm, nu... Eu doamna la dispecerat, doamna de la dispecerat, vă pup! Adică nu vă pup, vă salut cu respecte deosebit de grave. E mai bine așa și... Ne facem de căcat. Nu ne facem de căcat. O să ne facă și raport, să știi. Nu ne face raport. Uite, puțin mai în față, adică uitați, puțin mai în față, pe stânga și aia stau eu. Cu Barbie. Unde? Dacă vreți, vă... A, acolo, la far, nu? La nu, far, că știu. Da, da. Ați mai vorbit cu domnul Virgil, m-am întâlnit cu el zilele trecute. Așa? Era am mai patrulat cu el, da. Era mândru că sunt polițiști, că el mă știe de când eram gen cam atât, așa eram, maxim. Și e combinat cu tante Angela, bine combinat, e nevastă sau? Ei n-a avut nuntă, dar s-a luat așa, e concubin. S-a luat pe concubina și are un copil. Îl cheamă Tudorel. E mic. Are, nu știu câți ani are, dar e mic, e pui. Căutați pe cineva? Pe cine? Cum? Să trăiți. Să trăiți, Mihăiță din Paleto, adică de la secția de poliție. Sunt. Da, da, da. Imediat vine șef. Mă scuzați, șeful, dar m-am cineva? Nu, șefule, mi s-a stricat târbu. Nu, mi s-a stricat mașina acolo și așteptam mecanicul. Da, da, da. Am înțeles. Urcă mașina. Da? Da, da, da. Circulați cu atenție, adică fiți civil atenționat. Urcă! Că... Da, da, da. Gata. Să trăiți mai bine. Să treci. Da, șef. Și asta ce am are un copil. E unii pe aici care e... ușor periculoși, nu știm încă, de asta vedeam că dacă e vreo problemă pe aici sau na. Scot pistolul! Nu te bagi în seamă, nu scote, lasă-l acolo. Ia uite-l! Ia uite-l! L-am luat! Să trăiți. Probleme? Rămâneți acolo! Nu, lasă-l. Sigur, rămâne. Am făcut ceva, domnul polițist? Nu, e debutant, colegul. Spuneți dacă sunt probleme. Urmează să faceți ceva? Nu, ce să fac? Ce urmează? Urmează să... Vi s-a stricat mașina dumneavoastră? Ce planuri aveți pe 5 ani? Am înțeles. Unde vă vedeți? Lăsați-l pe dumneavoastră, e entuziasmat. Zi frumoasă să aveți. Bine, mulțumesc. Să trăiți. Cum adică ce urmează să facă peste 5 ani? Întreb lumea așa degeaba? Așa fac ăștia la interviuri, bre, și mă gândeam că poate să... Păi, dar ce era un interviu? Nu, dar mă gândeam că să dă de gol. Că poate făcea ceva, că avea... Era îmbrăcat așa la vestă din aia și la vestă se îmbracă șmecherii. Păi... E minim 70 de lei vesta aia. Și eu am vestă. Da? Antigloți. A, da, e mai scumpă, bre. E cel puțin 2-3 milioane sau mai mult, nu? Cam așa, depinde de vestă. Am văzut că dezasambla un coleg, a scos niște plăci din alea din ea. Era ca niște cărămizi mai subțiri din Kevlar, zicea el. Da, depinde de ce... Care e problema atunci de purtăm, cum ar veni? Cine știe ce probleme a fi avut el? Că oricum pare așa puțin mai... Cum să zic eu, a bătut în ultimul timp. Pe cum îl chema? Nu mai știu, e unul râit. Râit? Da. Vorbește așa și de... Nu-l știu. Da, nu, în fine. Pe aici circulă ăștia cu viteză și ocolește asta. Da, îi prindem. Eu am stat ascuns după o pancardă de asta odată și nu am prins pe nimeni. A, nu? Nu. Ia uite! Fumurii! A, nu e fumurii. N-are fumurii, că se vede. Asta e aia frumoasă, de-ți pune-mi mai devreme. A, asta era? Da, era frumos. Nu e chiar așa frumos. Mie-mi place Mercedes-ul și BMW-ul și de-aia.
Colegi, avem un individ care s-a sustras. În momentul de față se îndreaptă spre punctul de control. Ne îndreptăm și noi! Ne îndreptăm spre punctul de control imediat! Sunat. Spre punctul de control, șeful, că e un individ. Am auzit. Ce mașină conducea? Și ce număr are? Și număr de matriculare, dacă știți. Ce mașină și ce număr de matriculare? Ce dracu a făcut? A murit între timp? Cred că a înghițit stația. Aoleu. Mă scuzați, mi-a intrat o... A mâncat înghețată? Da, a mâncat, da. Două. Cu ciocolată? Vanilie, nu-mi place cu ciocolată. Ai mâncat și o înghețată. Din tunel, probabil. M-auzi, colegul. Colegul, mă recepționezi? Recepționat. Ce mașină este, ce mașină conduce și ce număr are? CT97 KSM, culoare albastră, nu cunosc modelul. E sport? Da, este sport. Gata, o știu. O știu, era în paletul mai devreme. Ia aia sport, așa cu fumurii, avea fumurii, șef, o știu. Ăsta o fi colegul de-a trecut mai devreme? Era colegul, dar nu a trecut nimeni pe aici. N-a trecut, da. N-a trecut nicio mașină de culoare albastră pe lângă tine? Nu! Dar mașina aia o știu că am văzut-o mai devreme în oraș. A, era aia de zis cu geamurile fumurii? Ultima dată l-am văzut la ieșirea din tunel. Vom fi cu ochii pe ea! Recepționat. Transmis. M-am recepționat, nu transmis. A, pe el recepționează și eu transmit, de asta mă refeream. Da, mașina aia, dar știi ce model era ăla? Că nu știu ce model era. Era una în două uși, albastru perlat așa, frumos rău de tot, și cu fumurii pe față, da? Și cred că era, nu știu, japoneză, părea așa un pic pe Japonia. De import. Din Asia, din Japonia. Adică poate o vedem pe aici din nou. JDM era. Ce îi face? Era JDM. Adică? Japan, nu știu ce, cum... sau știi unde mergem și unde putem să mergem, la târg, poate acolo. L-am luat, gata. Garantez. Începe să zbârlească pielea pe mine, bre. De ce? De emoții așa, de plăcere, că prind ăștia așa răufăcători, băi. E, doar s-a sustras, nu e răufăcător. Vedem mai departe dacă se sustra, adică poate intră acolo la răufăcător. Intră, dar zic eu. Eu simt pe ăștia, îi simt, am intuiție feminină. Cum adică? Astea sunt? Nu, era albastră, o știu. Vă zic eu că am văzut-o frumos, era japoneză, albastru perlat, așa de la frumos. Și cu fumurii pe față, că de asta mi-a rămas în minte. Nu e nici asta, asta e seria 7 cu fără o ușă. E model așa, fără ușă? Nu. O fi pierdut-o pe drum, că la nemțeștile astea nu prea stă bine pe uși. Intră rugina în ele și o fi scăpat, să speria de rugină și a aruncat ușa. Asta e? Nu e asta. Nu, asta e portocaliu cu alb și negru. Culorile mele preferate. Bine, alb și negru, practic, nu sunt culori, sunt non-culori. Doar portocaliu e culoare. Ia să vedem. Mai ușor cu viteza, mașina galbenă. M-a speriat. Nu e la târg. Păi ce-a chigul? Ce? Ce-i ghirior? Uite pe ăla, fără o ușă. Unde? Uitați-l în dreapta noastră. Luați-vă de el. Că de ce merge așa? Că e periculos. Ușa, unde e? N-auzit. N-aud!
Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Agent Mihăiță Talent de la Poliția Română sunt. Uitați aici. Da? Da, să trăiți, să trăiți. Frumoasă mașină, domnule, câți cai are? Domnule, e varianta Super Sport, are 600 de cai. 600 de cai? Da, da. Problema e la benzină, că mănâncă... E V8-ul sau nu e V8-ul? E V8-ul, V8-ul. V8-ul. Să moară, tata. Când o să fac rost de bandă, nu-mi iau și eu de-asta la fel. Ei! Da, șeful, îmi derogam pe domnul, că am crezut că a văzut el ceva, dar n-a văzut nimic. Sănătate, sănătate. Sănătate, sănătate. Să trăiți, domnul polițist. Nu mai merge clanța, s-a dat blagit. Trageți dumneavoastră puțin mai așa ca să văd. Hai. Să trăiți, domnul polițist. Ăla cred că avea sinusurile blocate. La mașină? Nu, ăla care vorbea să trăiești, domn polițist. Cred că avea sinusurile înfundate. E a doua oră când... Mașina mea, să vă dreapta. Nu v-a auzit. S-a făcut că n-aude. Da. 20. Trageți pe dreapta, rămâneți pe dreapta! Și lasă-l acolo să aștepte, sau vrei să-i dai amendă că a trecut pe lângă lui, nu mai știu și eu. Aici este 90 de ore, am mers cu 130 avem noi. Ia-l! Colegul, avem și noi o... Toyota Supra galbenă care s-a sustras. Unde mă îndrept? Pe autostradă acum. S-a subtras Toyota Supra galbenă. Vine spre Paleto după autostradă, cred. Mă aflu pe autostrada Soarelui. A luat un stânga, șeful, lase stânga. Care stânga? În stânga înainte, întoarce și ia un dreapta acum așa, față dreapta. Vezi că e încă Paleto, de matriculare? În dreapta, pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Fac blocaj. Tot ce vreți, momentan adică unde este, că nu știm unde este momentan. Face blocaj renal. Nu știu pe unde a luat. Și unde s-a dus? S-a dus, cred că pe aici, pe oraș. Dar de ce-o fi fugit? Cred că era drogat sau beat ceva, avea făcut ceva. Nu știu, nu-mi dau seama. Bă, că aici nu e? Da, s-a dus, s-a sustras. S-au subtras. Iar mașina aia frumoasă, roșie. Vișinie așa, coapt. O vișină coaptă cu barbiri la culoare. Ăsta e la fără ușii? Nu, era altul. Ce s-a subtras el, băi, nene? Da. Ăla după ce și-a căutat-o cu noi, de să băgă numai în fața noastră și să oprea și de-astea, când l-am oprit noi să-l întrebăm care e treaba de ce după noi, băiatul meu, a început direct să fugă, gen, știi? Adică, bă... Na. Dacă ăsta a fost modul tău de a face roleplay, mi-a plăcut mult de tot. M-am fiert pe roleplay-ul tău. Face o baie în lac. Vrei? Se înserează așa, că aș fi făcut, da, na. E îmbrăcat așa? Nu, niciodată cu hainele polițienești, pe mine niciodată. Ai găsit colegul mașina?
Ai reparat-o? Nu, sunt mai tare în paletă, o aștept. De ce albastră? Ce albastră? Decepționat. Supra aia probabil a rămas imediat în, cum la țară. În nisipoasă, posibil, posibil. Da. Ia las-o mai bine. Păi s-a oprit, ce dracu. Da. Vrea să zic că i-a căzut lanțul. V-a căzut lanțul! E surdomut. S-a panicat. Da, e că s-a panicat. E surdomut și n-aude. Păi îi spuse să mai adine oră să meargă. Mergea ură rău de tot cu bicicleta, da, da, cu drumul, cu astea. Dar vezi, nici bine, nu, nici mai face glume, nici pe rampă, nu, că nu e ok. Nu mai fac nici pe rampă. Cu respecte deosebite, mie mi se încheie tura, așa că ai de. Hai că te duc la secție. Dar dacă vreți, stăm peste program încă 8 ore, 22 ore, eu dorm în mașina asta, nu e problemă. Îmi fac aici o cazemată. Unde? În, și ce cazemată? În mașină, dăm cartoane. Auziți? Ți-a căzut lanțul, adică... Nu mai fac glume, mă scuzați. Nu mai fac glume. Dar n-am putut să mă abțin. Pe din eu răspusesem. Ah, ce-am căzut. Era portocalie, mașina galbenă și-am căzut că e aia sport, dar nu, ăsta e taximetrie. Da, oricum o să o trecem pe o listă pe aia și pe aia și pe aia albastră. Da, să... da. Când le vedem, bă, amendă direct maximă. Și pușcărie 29. Păi da, dar poate nu le vedem noi și le vede alt le colegi. Vede colegii, da. Nu. Ăștia are bani mulți de tot în alea acolo. Unde? În mașinile alea cu descrie G4S. E GeForce. Așa, blindate din alea. E pentru... Plăci video. Adică, ce plăci video? Păi n-ai spus, bre, GeForce. Păi da, că e G4S. Aaa. Și așa este ăsta. GeForce și S, GeForce. Cum ar veni, da. GeForce. Uite albastru. A, nu e. Nu e, e veche asta, e de aia de colecție, bare. Și așa se pronunță firma, e din asta, de transport valoric. Da, n-am știut, dar am găzut că vă referiți la plăci video din alea de calculator. Nu. Că eu în calculator de acasă am GeForce, de-aia șmecheră. Mă joc Spider-Man. Da, șeful, vă mulțumesc pentru lecția dată. Am învățat multe cu dumneavoastră deci în această seară. Fără caterincă din asta așa, da? Da, bineînțeles. Bine. Să trăiți, să aveți o zi. Adică o noapte să aveți. Pa, noapte bună dacă te culci. Da. Ce să zic, vă mulțumesc și fratele Mihăiță pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați și voi un like mare. Bineînțeles și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat! Pa! Mâinile sus și dați cu like-ul, futu-vă rasele în gură!